frumos că ați venit la lansare. Știu că ora mea e cea mai potrivită, ora și aglomerație. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, eu să mă așez, dacă nu vă deranjez foarte tare. Că e mai ușor să vorbesc așa cu toată lumea, că nu sunt foarte obișnuit și vreau să-mi scuzați eu. Cel mai numele este Ninel Ganea. Vreau să fim trei astăzi, din păcate, Dan Cristian Comonescu, a cărui prezență o așteptam, n-am mai putut să vină. Sperăm să compensăm noi doi. Și sperăm să nu vă dezamăgim și să facem cinste lui Satan și cărții sale pe care am venit să o prezentăm astăzi. Dacă nu vorbesc suficient de tare, să-mi spuneți, că o să încerc să fac eforturi, să mă auziți. Cum spuneam, ne-am adunat astăzi să discutăm despre această carte, o carte eveniment. Și e oarecum simbolică. Este octombrie și sunt exact 100 de ani de la Revoluția Bolșevică din octombrie. Însă nu voi discuta astăzi doar despre Revoluția Bolșevică. Istoricii au tendința să facă o distinție între cele două revoluții, cea din februarie și cea din octombrie. Pentru mine, ca tradiționalist și ortodox, ele sunt oarecum sunt legate. Și sunt legate prin faptul că reprezintă momentul de cădere al Imperiului Ortodox, al ultimei autocrații ortodoxe. Și asta e cel mai relevant lucru în povestea noastră, din punct de vedere ortodox. Însă sunt și alte lucruri de luat în seamă. Și cel mai important, după ce am spus până acum, este omul Anthony Sutton, adică e important să vedem cine a fost el și de ce a avut o asemenea relevanță biografia lui. În primul rând, viața lui a fost o viață de om curajos, o viață a unui om cu foarte multe principii, cu principii foarte solide și care și-a dedicat-o, cum spunea el, adevărului. A încercat să afle în permanență ce se întâmplă și a încercat să ajungă la sursele primare. Deci nu e un istoric care să umble cu documente secundare, ci tot timpul el face referire la acte bancare, la documente, la memorii. Și viața asta a lui academică a presupus foarte multe constrângeri și foarte multe sacrificii. Probabil că știți că a fost dat afară de la două universități pe motive pur birocratice. Și a trebuit să suporte multe alte constrângeri. Adică, de pildă, după ce a fost dat afară de la California State University, iar apoi a fost dat de la un think tank conservator care era afiliat Universității Stanford, pe nume Hoover Institute, și care, deci, repet, era un think tank progresivist, era un think tank de dreapta conservator și a fost dat afară după ce a scos cartea sa National Suicide. În prima versiune se numea The Best Enemy Money Can Buy. Și este cartea lui cea mai controversată, cea care a adus cele mai mari probleme. Deci, prima oară i-a fost distrusă reputația academică, a fost dat afară. Apoi a încercat să ducă o viață de cercetător independent și de scriitor, dar s-a trezit că i sunt închise lanțurile de distribuție ale cărții. Cartea sa despre tehnologia sovietică i-a fost pusă la index tot printr-un lanț de distribuție al Universității Stanford. El avea un contract care presupunea ca în cazul în care cartea nu mai este în tipar, drepturile să-i revină lui. Și, practic, Universitatea Americană a ținut cartea la tiraje confidențiale timp de 31 de ani, astfel încât a fost de negăsit pe piață. Apoi a scris o altă carte, tot în perioada asta de la Stanford, a scris o carte împreună cu un cercetător care e încă în viață și care e foarte documentat și pe care îl recomand cu căldură, pe nume Petri Put. A scris o carte despre Comisia Trilaterală și influența Comisiei Trilaterale asupra Washingtonului. Întâmplarea face ca președintele de Universității Stanford să fi fost parte din Comisia Trilaterală și pe care de consecință a constituit un motiv în plus ca să fie dat afară de la universitate. După cum s-a exprimat chiar el, a fost dat afară
de oameni de tip CIA, adică el avea parte de oarecare susținere în interiorul facultății de la oameni de tip FBI, ca să, după cum recunoaște tot el. Până la urmă a decis să plece. Nu era o, deci nu a fost o plecare, a fost o plecare voluntară, dar era o plecare care presupunea foarte multe sacrificii. Deci nu era un sacrificiu doar de statut, nu era un sacrificiu doar de financiar, avea oarecare poziție acolo, ci era și un sacrificiu profesional, în sensul că nu mai avea acces deloc la resurse, la librării, la resurse la bibliotecile lor. Practic, el cărțile și le-a scris cercetând istoria tehnologiei și având acces la departamentul de stat, la arhivele departamentului de stat, care până atunci făceau munca CIA-ului. Și astfel a putut să scrie aceste cărți extraordinar de bine documentate. Deci era o pierdere foarte mare și pe plan profesional. Apoi a suferit la nivelul vieții private, în sensul în care a fost foarte tot timpul agasat de către diverse agenții ale statului american. Fiscul, de pildă, sau diversi oameni de pe la interne îl cercetau, deși duceau o viață retrasă, adică se ieșise din circuitul academic, îl căutau tot timpul. Iar cercetările sale ulterioare, probabil că știți, ultima lui carte a fost consacrată acestei grupări oculte, Skull and Bones. Cineva i-a pus la dispoziție, cineva pe nume Charlotte Isherwood, care fusese una dintre consilierele președintelui Ronald Reagan, și i-a pus la dispoziție lista cu documentele oficiale, cu lista de membri ai organizației, și astfel a putut să scrie această carte despre Skull and Bones. Ultima carte, practic, a pus capac oricărei cariere și la scurtă vreme a murit. Adică, pentru cine întreba cineva la un moment dat, de ce nu a fost asasinat? Asta era întrebarea care îi se punea și lui în timpul vieții. Cum de mai sunteți în viață după ce a scris? Revin un pic că cartea lui care a stănit cel mai mare scandal a fost aceasta, National Suicide, pentru că a fost scrisă în timpul războiului din Vietnam și iar el demonstra în carte că materialele folosite de război folosite de trupele vietnameze și sovietice veneau pe filiera americană. Erau făcute de companiile de armament din SUA sau, mă rog, patentele date sovieticilor. Și era un subiect foarte fierbinte. În condițiile astea, lumea îl întreba frecvent cum de mai sunteți în viață. Cineva a întrebat, după aceea chiar și la noi am văzut întrebarea, dar de ce nu l-au ucis dacă era atât de controversat? E o coincidență. Luați-o cum doriți. El a murit în ziua în care ordinul Skull and Bones își aniversa câteva sute de ani, 150 de ani, avea o dată dintre asta foarte importantă de existență. Deci a murit în aceea zi în care cei de la Skull and Bones își aniversau o dată. O dată de înființare, nu o dată dintre asta, pur și simplu oarecare. Cu toate acestea, munca s-a fost recunoscută, adică o cărțile lui știți foarte bănuiesc că sunt incontestabile, adică nu există o critică a lor. Deci nu există o critică, puteți să căutați. Ele pur și simplu au fost ignorate, au fost trase sub obroc în felul acesta, nimeni n-a mai vorbit despre ele și le-au trecut sub tăcere. Totuși există recunoașteri oficiale importante, altele mai puțin oficiale și o să vi le amintesc și pe acestea. De pildă, cele două mari nume care i-au legitimat cercetările sunt Zbigniew Brzezinski, paradoxal, un membru din Comisia Trilaterală, unul cei mai importanți, și Richard Pipes, care e un sovietolog incontestabil. Apoi au apărut tot felul de alte legitimări, unele chiar amuzante, de pildă după moartea lui Osama Bin Laden. Oficialitățile americane au publicat lista de cărți care se găseau în peștera unde sau în locul în care a fost ucis. Și pe lista de cărți a lui Osama Bin Laden figura și o carte a lui Anthony Sutton, cea cu probleme de care v-am spus, The Best Enemy, National Suicide. Apoi un alt nume foarte, foarte interesant care l-a încurajat, dar doar l-a încurajat, adică i-a dat un telefon și odată s-au întâlnit și a spus să-și continue cercetările, a fost Antoine Pinet. Antoine Pinet un prim-ministru al Franței, premier, și
El e mai cunoscut ca organizatorul și inițiatorul unui grup ocult de extremă dreaptă considerat din Europa, pe nume Le Cercle. Dacă vă uitați după Le Cercle, veți găsi tot felul de indivizi din serviciile secrete, din fostele, din aristocrație, de pildă, unul dintre cei care era implicat în acest grup Le Cercle era ultimul descendent Habsburg, Otto, cel care a murit acum câțiva ani. Apoi mai este o confirmare a sa interesantă făcută de fostul editor al ziarului The Times, Lordul Rees-Mogg, care s-a întâlnit cu el la Londra și au discutat și l-a întrebat, dar de ce crezi că te urăsc atât de mult? Că el a vrut să facă un interviu și atunci nu se poate face niciun interviu, nu putem să publică niciun interviu cu tine. Și l-a întrebat editorul, acest actual Lord, l-a întrebat de ce crezi că te urăsc atât de mult și el a spus că nu știu, Satan a spus nu știu, probabil că sunt aproape de adevăr și asta îi deranjează. Problema pe care el o vedea era faptul că, și asta a fost pusă de Glenn Campbell, care era directorul de la Hoover Institute și care ulterior a ajuns consilierul președintelui Ronald Reagan pe probleme de externe. Era că ce i-a reproșat acesta era faptul că e prea moralist și că ține prea tare la principii și că nu lasă de la el. Și zicea că o să moară de foame în condițiile acestea. Acum a revenit la povestea acestei cărți, la povestea Rusiei, a apărut după ce el investigase transferurile de tehnologie între Statele Unite și URSS. Și după ce văzuse că nu există niciun fel de inovație tehnologică în Rusia și că toată Rusia era dependentă de patentele oferite și suportul financiar, logistic de Statele Unite, atunci a investigat mai mult și a descoperit și aceste surse legate de Revoluția Bolșevică. Și aici o să spun câteva cuvinte. Întrebarea e de ce Rusia? Păi Rusia, m-a ajutat cineva cu un citat foarte bun din Părintele Ioanichie Bălan, apropo de ce a fost Revoluția în Rusia. Pentru motivul că Rusia încă mai dădea sfinți la acel moment. Era o țară încă înduhovnicită. Și nu doar atât. Deci nu doar atât. O să păstrez discuția oarecum la nivelul ăsta economic, materialist. Statul mai are un merit. Și anume, cred că e primul economist care arată că Rusia țaristă era cea mai dezvoltată țară cu cel mai mare ritm de creștere economică în acel moment și că practic nu există nicio sursă care să nu concure în sensul ăsta. Toată lumea se aștepta ca în câțiva ani să fie principala putere mondială. Iar explicația pe care o dă el în carte, deci explicația pe care o dă el în carte stată în legată de Rusia, că ei vreau să fie monopoliști banchierii americani. Adică vedeau Rusia pe efectiv ca un competitor și vreau să o distrugă. Cea mai simplă cale de a distruge Rusia a fost să facă această revoluție. Doar că trebuie să avut în vedere ultimul pas pe care vreau să-l ating, e faptul că ce mai ne oferă statul e un acces la modul de gândire ale elitelor bancare. Și vedem că ele gândesc în termenii aceștia dialectici și că nu au toate vorbăria asta, toată vorbăria care se face în jurul unor distinții, capitalism, comunism, bancheri, revoluționari, e pur și simplu falsă. Falsă, adică ele țin așa pentru nuanțe dintre astea academice, pentru lucrări. Vedem că ei nu gândesc așa. Modalitatea nu se pune așa pentru ei, felul de a se pune probleme, se pune în teren de putere și de revoluție. El aici nu ajunge la ultimele consecințe pe care le va dezvolta în ultima carte. Și anume că tipul acesta de elite sunt strânse la un loc de anumite grupări oculte. Adică toate personajele care apar aici în carte, Avril Harriman de pildă, sau familia Rockefeller sau familia J.P. Morgan,
Ele se, după aceea se întâlnesc oarecum în listele de membri de la scală, în mod, de la alte organizații, care ele le documentează, adică ele sunt publice și nu sunt contestate. Adică sunt, aici nu discutăm de un domeniu dintr-un stat în care fiecare avansat de ipoteze neverificate, netestabile. Și pur și simplu sunt documente publice. Revenind la Rusia, deci au fost revoluția rusă, doar că înainte de Revoluția Rusă, mai avusese loc o revoluție pe care el doar o amintește, și anume revoluția din China, care fusese instrumentată de aceiași oameni. Și dacă vedeți, e o porcărie de film despre revoluția chineză făcută de statul comunist chinez actual, contemporan, apare explicit povestea aceasta. Deci apare explicit cum Sun Yat-sen se duce la bancherii de la Londra ca să facă rost de bani să financeze revoluția, să demoleze monarhia, imperiul. Deci e oarecum curentă informația. Și ne oferă din nou, cum am spus, ne oferă acest insight, această intuiție extraordinară, pentru că sunt mulți cercetători astăzi care pe urmele lui Satan au plecat cu această logică economică și politică și au reușit să documenteze. De pildă, e foarte documentată astăzi renașterea Chinei, renașterea cu ghilimele. Adică dacă vă uitați la China cum e construită, construită exact ca cum a fost construită Uniunea Sovietică, pe un model dintre ăsta de transferuri tehnologice, financiare și cu legitimare internațională puternică, adică exact cum s-a făcut în URSS. De pildă, le puteți găsi ușor pe internet, se găsește epitaful de la moartea lui Mao din New York Times, în care este elogiat Mao. Găsiți gârlă informații, de pildă, despre familia Rockefeller și ce au făcut și cum au elogiat modelul chinez. Până și George Soros spune că Rusia trebuie să facă parte din noua ordine mondială. Transferurile de tehnologie la fel sunt destul de bine dezvoltate și, mă rog, aici se mai poate face o discuție destul de bine documentată și aici probabil că s-ar putea să se supere tot felul de amici tradiționaliști, conservatori sau din zona aceasta, inclusiv pe partea rusească se pot demonstra tot felul de lucruri, adică de pildă în timpul crizei, când s-a fost impus embargo-ul pentru Rusia în criza Crimeei, un senator american în Congres a făcut o interpelare legată de un transfer de arme în valoare de 1 miliard de euro către Rusia. Deci în momentul acela când se punea embargo, urma un transfer de arme de 1 miliard de euro sau de dolari. Apoi să vedeți colaborarea pe programul spațial care are loc între Rusia și SUA. Deci oferă o pistă foarte, foarte productivă de cercetare, stat în care merită investigată. O să mă opresc aici. Sper că am făcut așa o panoramă și aș vrea mai mult ca această seară să fie un dialog. Adică nu vreau să țin prege, aș vrea să aud mai multe întrebări, curiozități, și dar înainte de oferi lui Bogdan Glovan, care este lângă mine, vreau să ne spună el ce impresie i-a făcut Anthony Sutton și cartea sa. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, Ninel! Bună seara! O să vorbesc puțin despre carte, pentru că titlul ei este foarte cuprinzător, de fapt. Și în carte despre asta este vorba. Dacă vreți să spun pe șleau, punctul slab al cărții este că este prea bine documentată. La un moment dat ai impresia că abundă în stenograme, documente istorice, mărturii date ca atare. Și ai senzația că e mai degrabă un extras din arhive care se cere interpretat, mai degrabă decât o carte cu teze, cu idei. Și atunci aș prefera să spun două lucruri, două idei. În primul rând, dacă căutați pe internet, cum am căutat și eu,
informații despre Anthony Sutton și cărțile sale, veți găsi extrem de puțin. Și e efectiv greu de găsit informație din surse academice recunoscute, mainstream. Eu nu am găsit. Mai degrabă, numele său este asociat cu o perspectivă branduită așa de incorectitudine politică sau conspiraționist. Și în legătură cu asta, ca economist vreau să spun de ce este ridicol să considerăm așa ceva. În primul rând, făcând o glumă, aș zice că cea mai mare conspirație care mi-a fost dat să o aud vreodată este ideea asta de contract social. Cea mare conspirație, deci conspirația cu cel mai mare impact, importanță în istoria politică a omenirii, asta mi se pare a fi, dacă e să... Lăsând glumele și ironiile la o parte, deci lucrurile trebuie luate și cercetate, bisecate. Nu merge să pui o etichetă și să cu asta să închei povestea. Vorbim mai serios acum, există numeroase momente, numeroase episoade în economie în care analizele, implicațiile teoriei economice, implicațiile științei economice sunt duse în anexă, sunt duse la modul de subsol, sunt ținute acolo la sertar, nu le vedeți, nu le auziți expuse în doctrina mainstream. Și o să vă dau câteva exemple. Un exemplu este procesul de fabricare a legilor, analizat de economiști. Cumva trăim cu impresia că legile, creata legiutorului este o emanație a voinței populare. Ori economiștii au arătat și e vorba de economiștii recunoscuți. Mainstream au arătat că, de fapt, orice lege este rezultatul unui troc între diverse grupuri de interese. Și există și alte implicații importante aici, de exemplu aceea că de regulă legile care vor ajunge și politicile care ajung să fie asumate într-o calcul politic. Această idee, această viziune asupra politicii și procesului de legiferare nu este cunoscută, îmbrățișată sau nu este, părerea mea e că de la ea trebuie să pornim axiomatic. Astăzi, de exemplu, am fost întrebat de cineva din media ce ar trebui să, sau ce părere am despre stat și ce ar trebui să facă statul pentru a, nu știu, evita problemele economice care ne dau trăcoale. Și răspunsul instinctiv a fost că nu mă aștept absolut nimic să facă, nimic bun să facă statul, pentru că, de fapt, întrebarea pornește de la o presupoziție greșită, aceea că statul poate să facă ceva. Noi știm cum funcționează, de fapt, noi economiștii știm cum funcționează. Și atunci nu ai aceste aștepții. Această noi știm cum funcționează nu e spus. Nu e atât la suprafață. A rămas în manuale. Un alt exemplu este legat de studierea implicațiilor activității bancare cu rezerve fracționale. La fel, studiată de economiști, discutată de economiști de cel mai înalt prestigiu, subiectul însă este complet marginal, considerat complet marginal, adică în nicio discuție de politici, de politică, nu este adus în discuție. Sunt și excepții, la fel de marginale, cum vă spuneam. Mai apare câte un studiu din ăsta de nivel guvernamental pentru o țară ca Islanda sau nerelevant. Deci, deși avem premii Nobel care se pronunță în legătură cu practica rezervelor fracționare, subiectul nu există practic. Un alt
Exemplu este teoria imposibilității calculului economic în socialism, dezvoltată de Ludwig von Mises. Deși, ca și cărțile lui Sutton, nu a fost contrazisă și demonstrată că ar fi falacioasă de nimeni, nu este genul de teorie pe care s-o vezi amintită ca argument în dezbateri, în literatura științifică. Nu, am uitat un complet marginal, eventual de istorici la economie, dar nu de economiști. A, ok, se aduc argumente care să demonstreze lipsa de viabilitatea socialismului, însă argumentele sunt tot timpul soft. Sunt tot timpul în direcția, și acum o să folosesc o exprimare populară, în direcția a fost o idee bună implementată prost, sau care în principiu ar putea funcționa, dar din motive practice nu am reușit noi încă să-i dăm de cap. Dar argumentul principial misesian, care nu a fost demonstrat greșit sau contrazis, nu i-a dus în discuție. Deci, asta era prima mare idee despre care vreau să vă spun. Că nu trebuie să ne ascundem și că este ridicolă folosirea unei etichete de genul abordare conspiraționistă sau nu știu mai de cum atunci când tratez un subiect. Iată, sunt abundă de mai mult sau mai puține idei conspiraționiste care de fapt sunt legitimate științific, bine mersi acum, dar nu sunt discutate pentru că deranjează. De asta merită citită cartea. Tocmai pentru că deranjează. Și tocmai pentru că are valoare. A doua idee, a doua mare idee pe care vreau să merg, este legătura dintre capital și politică. Mă gândeam în momentul în care am citit cartea, concluzia la care am ajuns, beculețul care mi-a filat după ce am terminat de citit cartea, a fost și noi ne plângem în România sau așa, oftăm în România că nu există think tank-uri care să sprijine libertatea economică. Că oamenii bogați nu investesc în apărarea libertății economice, în susținerea ideilor asociate cu libertatea economică. Oftăm degeaba. Pentru că, de fapt, nu-i de mirare că nu investesc. Pentru că, de fapt, marile corporații, exponenții cei mai importanți ai capitalului, sunt și cei mai apropiați de puterea politică în același timp. Și într-o țară mai cu seamă ca România, unde suntem puțini vorba aia și unde concentrarea, de concentrare economică este imens, 1% din companiile din țara asta reprezintă peste 60% din cifra de afaceri din țara asta. Deci nu e de mirare că din aceste companii nimeni nu are de nerăbdare să sponsorizeze evenimente dedicate libertății economice, dedicate apărării economiei de piață, pe baze științifice. Nu e de mirare. Și Anthony Sutton practic oferă o ilustrare a acestei teze pe care am zis-o eu, aceea că, de fapt, oamenii potenți financiar sunt apropiați de politică și folosesc politica pentru a se îmbogăți în continuare. La acel nivel, concurența pute, aș zice. Deci nu merită. Nu este, este profitabil să vociferezi pentru libertate atunci când ești mic. Și când simți toată opresiunea, când simți lagărul fiscal, când simți toată povara birocratică, când simți tot, toate astea. Dar dacă ești bogat, nu mai discutăm cum ai făcut primul milion sau cum ai ajuns acolo, nu e important asta, dar dacă ești acolo, nu mai simți această opresiune pentru că nu poți funcționa altfel decât mână în mână cu statul. Iar cei din prima linie care funcționează mână în mână cu statul,
sunt bancheri. Și o să vă dau un simplu, un singur motiv, banal, total banal, acela că în orice economie a lumii, statul este cel mai mare debitor. Deci din câte milioane de debitori suntem noi în România, statul ne depășește pe toți. Și atunci este evident că fiind clientul cel mai important al bancherilor, relația nu poate fi decât privilegiată și una de autosustinere. Era și o glumă mai de mult, foarte veche, aceea că dacă datorezi băncii un leu, ai o problemă, dacă datorezi băncii un milion, banca are o problemă. Deci aici e o chestie de avantaj reciproc în relația asta între creditori, între posesorii marelui capital și principalul debitor din economie. Și aș face o paranteză întorcându-mă la prima direcție pe care am mers, aceea cu elucidarea ideii de conspirație. Serios, nu văd ce conspirație aici să spui că, să observi că primele 20 de bănci ale lumii, dacă le adunăm activele combinate, reprezintă o treime din PIB-ul mondial. PIB-ul mondial e undeva la 90 de mii de trilioane de dolari, iar activele principalelor 20 de bănci, 30 de miliarde de dolari, de trilioane de dolari. Deci sunt 20 de instituții. 20 de instituții. În sala asta ar putea încăpea reprezentantul de parte a fiecăruia și am stat foarte lejer. N-a stat nimeni în picioare. Ca să nu mai punem la socoteală că dacă ne uităm la acționariatul acestor bănci, vedem că este e de fapt o încrengătură, adică formează de fapt un cartel. Piața este oligopolistă prin definiție, de fapt, dar dacă ne uităm la acționariat, vedem că se suprapun. Deci sunt practic aceleași instituții. Nu există urmă de concurență aici. Așa că, sincer, nu văd de ce cineva a folosit termenul de conspirație pentru a analiza fenomenele care decurg de această realitate. Pentru că e foarte simplu. Atunci când, cum spunea și Adam Smith, când trei negustori se întâlnesc într-un birt să bea o bere, oare ce pun la cale? Un complot împotriva consumatorului. Deci ce poate să discute 10 inci sau 20 de inci, ale căror active echivalează cu o treime din PIB-ul mondial? E simplu, deci, să ne raportăm la semnificația și puterea lor. Și întorcându-mă și încheiind cu Satan, ideea asta că, de fapt, bancherii, ca cei mai potenți oameni, cele mai potente personaje și în directă legătură cu politica, urmare, au avut interesul de a intra în politica Rusiei și de a controla, de fapt, politica Rusiei, așa cum o controlau, de fapt, și pe cea din Statele Unite. Deci de a controla politica peste tot. Pentru că, cum spuneam mai devreme, politica este, de fapt, mijlocul la care apelează pentru a extrage resurse. Este principala armă de luptă a lor, nu arma concurențială, arma economică, ci arma politică. Din acest punct de vedere, Anthony Sutton documentează, din opinia mea, din perspectiva mea, o banalitate până la urmă. Dar o banalitate, așa cum zicea colegul meu mai devreme, o banalitate periculoasă. Adică să arăți până la urmă atât de banale, periculos pentru că lumea trăiește cu impresia că treburile sunt mult mai complexe și au o aură așa de decență și de importanță în fața căreia nu poți decât să te apleci, să te închini. Nu poți pătrunde meandrele astea ale politicii, ale funcționării piețelor monetare, de capital. E o chestie foarte complexă. Și trebuie să ai încredere că cei pe care i-ai ales îți reprezintă cumva interesele și se luptă pentru binele tău. Nici vorbă. Politica este exact o afacere economică, la fel
ca oricare alta. Investești bani în ea ca să scoți bani în ea. Iar pentru banchier, lucrul ăsta pare să funcționeze de mine, să fie esențial. Părerea mea este că Anthony Sutton dovedește prea puțin, adică cu alte lecturi, dacă adăugați alte lecturi economice și istorice la Anthony Sutton, aveți încă imagine și mai gravă, ca să zic așa, și mai serioasă și mai orbentă realității. Dar ce a deranjat probabil este tocmai faptul că e impenetrabil. Deci, până la urmă, el pretinde puțin, arată că anumiți banchieri, anumiți politicieni la vârf, la foarte, foarte sus, sunt în aceste combinații politice internaționale, le documentează cu documente de prim, cu avalanșe documente de primă mână, ori acest lucru e suficient ca să înlăture această, să zdrobească această imagine publică a politicienilor. Și asta cred că a deranjat. Da, eu mă opresc aici și sunt doritor să interacționăm. Aș mai adăuga ceva înainte să vă las comentați, să întrebați. Gândirea lui are cum a evoluat, adică în cartea aceasta explicația lui e strict materialist, adică spune că încercau să doboare Rusia strict pe un considerent economic, pentru că Rusia era o țară foarte urma să se dezvolte foarte bine, avea un ritm de dezvoltare îngrijorător pentru ei. Ulterior ajunge la o explicație care ține de sfera ocultă și practic se mută pe un nivel mai profund al explicațiilor. Și trebuie avut în vedere lucrul acesta, mai ales în lumina ultimei sale cărți. Asta apropo și de discuția de ce al lui Bogdan legată de interesul banchierilor pentru control. Adică trebuie avut în vedere că tipul acesta de banchieri sunt despre care el discută în carte și care apar. Orice mori de vă uitați, sunt aceleași nume care apar. Adică eu un apendice aici, apendicele 1. Dacă vă uitați la numele de aici, le găsiți aproape peste tot unde le căutați în lucrurile cele mai urâte putințe. Deci el ajunge la o explicație, să spunem așa, spirituală, într-un termen mai neutru, legată de această poveste. Și într-un oarecare fel aici există și o contradicție în carte. Dacă există o contradicție, aceasta e contradicția. Deci el vorbește de Rusia că e încă tributar unor presupuții libertariene și credea că Rusia e un stat foarte centralizat. Din potrivă, Rusia nu era deloc centralizat, adică era centralizată puterea politică, puterea economică, era destul de difuză, dar era suficient de difuză încât să pună stop intrărilor astea ale bancherilor care nu aveau acces la Rusia asta, deși țaie se împrumutaseră la familia, își depuseseră banii în băncile Rothschild, dar era închisă. Deci era închisă pentru tipul de afaceri pe care le vedeau ei, iar Ludwig von Mises, pe care l-a amintit Bogdan mai devreme, și care fusese soldat în armată, ofițer în armata austriacă, de pildă când au ocupat Austria și Ucraina, tipul de bancă centrală pe care îl propunea el ca era un adversar al băncilor centrale, era tipul de bancă centrală pe care îl făcuseră rușii în sub țari. Era o bancă cu etalon aur, iar dacă bancherii urăși ceva, e etalon aur. Și cu asta încheie și așteptăm întrebările din partea dumneavoastră, dar să specificați adresantul. Mulțumesc frumos! O întrebare din spate. Aș avea o singură întrebare care se leagă cumva de ceea ce v-a spus în Elgana adineaurii. Simt nevoia unui răspuns ceva mai accentuat și eventual mai dezvoltat. Pentru că întrebarea care îți vine în minte în momentul în care, să spunem, ai o recenzie la cartea asta în față și în general când auzi simpla informație, pune niște bancheri, cei mai grozavi bancheri din lume au finanțat revoluția bolșevică. Întrebarea care îți vine în minte e următoarea. Cât de tâmpiți să fie bancherii ăia, astfel încât să finanțeze o mișcare, un cataclism din partea politico-social, finalmente, care propune
un nou tip de om care nu consumă sau consumă în limitele în care îi le impune într-o formă sau alta statice, puțin în prima fază a devenirii societății către comunism, nu, cum ne spune Marx, de la fiecare după capacități, fiecăruia după muncă, ori în condițiile în care munca este normată, stabilită de stat, atunci, evident, statul respectiv poate oricând să limiteze capacitatea omului de a consuma, nu mai zic de libertatea economică de care a vorbit domnul Bărban mai devreme, dacă nu există, deci nu ai de unde să crești veniturile decât dacă vrea statul. Și atunci se pune întrebarea legitimă de ce niște oameni, la banchieri cu pricina, ar finanța o asemenea mișcare. Scopul evident asumat, nu? Dar noi asumăm că scopul bancherilor este profitul. Oamenii încearcă să câștige bani din bani, din plasarea unor sume de bani. Nu sunt un inițiator al economiei, dar mi se pare lejer absurd să finanțezi o asemenea mișcare. Scopul până la coadă? Răspunde cartea la întrebarea asta. Apropo de ceea ce spunea domnul Gana Alinaru, adică este un scop, scopul acestui, ei au finanțat mișcarea tocmai pentru a fi creat acest om nou, cu tot ce implică el, pseudo-spiritualitatea care îl caracterizează, e un scop foarte cuvinte antropologic, chiar spiritual, sau e un scop economic ascuns? Asta e întrebarea care se naște, e banală, e simplă și vreau să știu dacă această carte răspunde adecvat la ea, parțial sau total. Asta am încercat să studiez mai devreme. Ideea e că tipul de explicație pe care el prezintă în carte este strict economic, adică spune bancherii sunt interesați de monopol, iar monopolul suprem reprezintă statul comunist. Dacă bancherii sunt interesați de statul comunist, atunci vor finanța de monopol, vor finanța statul comunist, revoluția comunistă. Ulterior, el avansează. Este probabil, adică ei și-au făcut calculul ăsta economic, că sunt doar două variante. Asta e explicația lui primară. După aceea, în cea de-a ultima lui carte, America Secret Establishment, ajunge la o explicație care ține de nivel, de un nivel spiritual, de un nivel ocul, cum l-am numit, adică e o explicație extramaterialistă. Păuritorilor omului nou și al noi. Da, da, adică de pildă puteți să vedeți cea care, e legat de carte, cea care i-a dat documentele lui despre ordinul Skull and Bones, și anume Charlotte Tisserbit, care vă spuneam că a fost consilierea președintelui Ronald Reagan, adică sunt de personaje oarecum respectabile, adică nu tot felul de marginali. Iar o carte care se numește, are un titlu asemănător cu cea lui Gatto, The Deliberate Dumping Down of America sau ceva de genul ăsta, și în care ea tot așa documentează cu surse dintre astea luate de la Sertar, cum aceiași banchieri de pildă au fost implicați în distrugerea educației americane și finanțarea inclusiv a asociațiilor, celebrele asociații americane, adică Bogdan vă poate spune de American Economic Association. Sutton vorbește despre American History Association, care e tot așa o grupare formată din, au fost create de 20 de istorici, de pildă, 20 de istorici care au fost finanțați la început de Guggenheim. Dacă deschideți apendicele ăsta, după aceea vedeți că apare numele lui Guggenheim. Guggenheim, știți că e celebru pentru sponsorizarea artei moderne, arta asta cea mai aberantă cu putință. Deci converg explicațiile, dar dacă mă întrebați pe mine așa, eu aș spune că primează explicația ocultă. Adică și nu cea economică. Adică gândiți-vă că vorbim de banchieri care creează bani din pix. Adică banii sunt creați din pix, adică nu le trebuie nicio răstusă ca să creeze bani. Astăzi nu mai creezi din pix, îi creezi pe calculator banii din pix. Da, din pixel, exact. Deci nu cred că explicația e materialistă. În opinia mea, dacă Bogdan are... Cred că întrebarea a fost foarte explicită și foarte interesantă. Și răspunsul următor.
Există două lucruri alternative, două scenarii alternative. Unul este libera competiție care duce la progres cu costurile de rigoare, că libera competiție înseamnă că din când în când mai ieși afară de o piață. Și doi, centralizarea puterii, monopolizarea, ca să păstrezi ceea ce ai. Deci eu nu văd tensiunea pe care o reclamați. De ce cineva ar fi interesat de monopol și de instaurarea unui regim, în esență, potrivnic creșterii economice? Da? Pentru că, în realitate, observăm același motiv peste tot în jurul nostru. Și asta l-am amintit mai devreme. Senzația mea nu este că marilor corporații le place concurența. Nu, cred că ar face orice să o înlăture. Și fac orice să o înlăture. Mă scuzați că vă întreb, mai spun doar atât, aș da de fapt un exemplu care iarăși e de natură să inducă semne de întrebare, un comportament paradoxal al unei corporații de tipul ăsta în relație tot cu Uniunea Sovietică. În 1959, pentru prima dată, Nikita Sergeevich Hrușov a avut un Pepsi. El a dat vicepreședintele pe atunci, Richard Nixon, la celebra expoziție în care s-a întâlnit, a fost expoziție la Moscova, cu bunuri de larg consum, și vicepreședintele american a venit în persoană acolo ca să le tensioneze și relațiile politice și, mă rog, să facă un pic de, să spunem așa, PR stilului de viață american. Cu acel prilej au fost deschise perspectivele intrării Pepsi pe piața sovietică, din Uniunea Sovietică. Lucru care s-a întâmplat undeva, dacă nu mă înșel, în timpul mandatului de președinte al Nixon de data asta, în anii 60. Ce e foarte interesant e că Pepsi nu încasa niciun ban de acolo. Pepsi, a fost o negociere în care Pepsi primea în contrapartidă vodka. Dar nu primea niciodată conform înțelegerii, pentru că evident rușii nu produceau suficientă vodka de calitate astfel încât să onoreze contractul. Motiv pentru care undeva spre finalul, aproape de prăbușirea Uniunii Sovietice, datoriile Uniunii Sovietice către Pepsi au fost plătite cu o flotă veche, dezafectată, o flotă diesel, submarine diesel, distrugătoare diesel și așa mai departe. În timp de 30 de ani, această mare companie, da, Pepsi, a preferat să piardă din relația asta. Pepsi nu a câștigat din relația cu Uniunea Sovietică. Este un exemplu care cred eu că ne aruncă în aceeași nevoie de răspunsuri. De ce bagă ăștia bani într-o, cum să spun, economie neperformantă, unde nu le garantează nimeni cu, nu știu, bunuri, cu resurse, dacă Stalin nu a garantat împrumuturile bancare cu proprietatea asupra rezervelor de petrol din Siberia, minelor din Tomba și așa mai departe. De-aia zic, eu personal simt nevoia de răspunsuri. De ce, Doamne, iartă-mă, oamenii ăștia au finanțat chestia asta? Bine, mai nu putem exclude și erorile antreprenoriale aici, dar în esență, răspunsul ăsta este. Sunt făcute cu scopul de a câștiga pe termen lung. Și nu, aici nu e vorba de garanții neapărat. Atunci când băncile împrumută statul, ce garanții au? În afară de aceea că statul scoate bandă în impozite de la noi. Nicio garanție aici. Este pur și simplu sesizarea unei oportunități. Faci afaceri cu cineva care îți oferă ceva la schimb, o siguranță politică, un privilegiu politic, o poziție pe care alții nu mai au. Și că pariul ăsta se poate dovedi eronat sau nu, e mai puțin important. Ideea pe care o merge sată este că oamenii ăștia de afaceri au această strategie. Deci ei cultivă acest tip de relații. Ei caută monopolul. Și atunci asta trebuie să facă. Îmi permiteți un
o mică virgulă, aici cu un punct de răspuns, dacă se poate. Păi, din moment ce Rusia era latent cea mai tare la momentul acela, evident că dacă au câștigat monopolul puterii Rusia, au reușit să-i țină în frâu și să-i controleze. Și atunci ăsta a fost câștig, părerea mea. Da, dar așa este, dovadă că rușii acum sunt mai sărași decât români. Da, au fost și câștiguri. Au fost și câștiguri punctuale, adică să nu mă înțelegeți greșit că tot a fost la nivel de chestie ocultă. Au fost câștiguri punctuale, adică toate personajele pe care el le numără în carte au obținut ceva concret, adică de pildă unul din numele care e un nume foarte, foarte... General Electric. E omniprezent, Avril Harriman. Avril Harriman. Deci el a obținut depozitele de mangan, de pildă. E doar un exemplu, dar sunt multe. Adică, General Electric, spre exemplu, a făcut afaceri fabuloase. Da, electrifica Rusia. Sunt multe, dar ideea a fost ca să îl dobitocească. De-aia s-au și schimbat elitele. N-au avut nevoie de elite. Lucru care se întâmplă la noi în zilele noastre. Da. Da? Și în România se întâmplă același lucru, exact din cauza asta. Pentru că, având imbecili la conducere, îi conduci ca pe proști. Și pe noi, pe ăștia care mai scoate, ce să facem noi? S-a anunțat cineva în spate mai devreme, dacă nu mă înșel eu, cu o întrebare. Dacă nu s-am văzut greșit, înseamnă. Ia-mi să mă recomand. Aș vrea să mai adaug legat de ideea asta aparentelor tranzacții economice defavorabile de America cu statele comuniste. Deci, și la începutul anului 70 a fost o mare tranzacție de vânzare de cereale pentru o perioadă în care venea sovietică, agricultura trecea printr-o criză gravă, adică practic evitarea acelei tranzacții ar trebui să-i aducă, nu știu, la o explozie socială, poate. Deci, nu mai știu exact, 71-72, ceva de $1 miliard. Acum nu știu exact, poate puteți da dumneavoastră detalii. Bănesc că și așa tranzacție, din punct de vedere al furnizorilor, companiilor americane, cred că nu știu dacă a fost chiar favorabilă. Trebuie să a făcut. Nu știu detalii, îmi pare rău. 71-72, în vremea lui Nixon, deci ceva, o sumă colosală. Doar nu s-au vândut Uniunii Sovietice, exact în momentul în care agricultura a un pas foarte mare. Da, adică colaborarea a existat în toți anii aceștia, adică nu a existat în pofida războiului rece, practic se lucra intens. Și informația asta din nou a început să transpire, de pildă e un regizor de filme documentare, probabil că a văzut câteva dintre filmele lui Adam Curtis, sunt făcute de sub sigla BBC. Century of the Self. Da, și are un documentar The Power of Nightmares și un documentar se vorbește despre Magnitogorsk. Și Magnitogorsk depinde de un oraș făcut după un oraș american, metalurgic, identic. Deci, oarecum a început să transpire informația asta. Da, s-ar putea da exemplu, a fost acel industriaș american, Armand Hammer, care la un moment dat am dat de o biografie al locașului, 6-7 pagini. Cred că are recordul privința longevități, deci a murit o vârstă foarte înaintată. Cam 70 de ani de activitate de colaborare cu Uniunea Sovietică, începând de la Revoluția Bolșevică până la Gorbaciov. Ele sunt documentate amplu, nu în cartea aceasta, deci cartea aceasta nu se ocupă de ele, ci în trilogie. Deci are o serie de trei cărți, Western Technology and Soviet Development. Și e o trilogie de cărți, sunt trei cărți care detaliază toată povestea asta, se întrerupe pe undeva prin anii 70, când practic el e dat afară și nu mai poate cerceta. Și arată, la fel, e plictisitoare cartea, sunt plictisitoare cărțile din punctul acesta de vedere că abundă de informații și cine e interesat le poate citi.
până apare, dacă apare în traducere cu ajutorul Dumnezeu, dacă apare în traducere și în română. Lumile sunt disponibile. În ecuația asta apare și în Germania? Da, apare. Apare și Germania. Apare chiar aici. Dar adică apar bancherii germani în Germania. Da, frații Barbur, probabil. Nu, Schacht. Așa. Da, apar. Da, ei sunt practic și apare și în cartea asta apar, ei sunt o filială. Lucrau cu J.P. Morgan, erau oamenii lor. Adică, cel puțin așa reiese, adică, nu știu, cu The Dog, cu The Ten, nu ar putea spune. Asta e ceea ce prezintă Satan. Deci, nu ar putea gama la foc, dar asta e ce prezintă Satan. Deci, ei sunt băgați. În cartea, apropo de Germania, deci în cartea America Secret Establishment, apare ideea asta de conexiune germană, în care probabil că o aveți mulți în cap. Conexiune germană, adică cel care pune bazele ordinului în Statele Unite, William Russell, făcuse un stagiu în Germania, universitar, unde luase legătura cu tot felul de idei, din nou, la marginea ocultismului. Nu intru în detalii acum, dar le puteți găsi. Adică vă puteți da seama, din nou, dar vă puteți da seama, făcuse la Frankfurt, exact la cea mai celebră universitate. Frații Barbur, unul din ei era, că nu apare, sau imposibil să nu apară în carte Frații Barbur, pentru că unul era mare finanțist pe Wall Street și celălalt era șeful serviciilor secrete, ale nemților. Da. Și de asta e cu atât mai mult cu cât germanii îi instruiau pe ruși, efectiv. Rolul germanii, adică ce spune Satan aici, e că tot transferul de pildă către Lenin, cerebrul, da, așa, a fost și finanțat. Și către Trotsky, că până la urmă sunt două. Sunt diferiți. Diferiți transferuri. S-a făcut fără știrea, de pildă, fără știrea împăratului. Împăratului Germaniei. Da. Iar ultimii, de pildă, ultimii care au încercat să salveze familia imperială, conform documentelor, ultimii care au încercat să au fost, din nou, familia imperială germană. Deci, practic, establishmentul anglosaxon le-au, iar motivul pentru care ei au ținut, deci motivul pentru care nu au asasinat pe țari comuniștii din prima și au ținut un an de zile în viață, a fost încercarea de a obține, să nu li se taie finanțare, să obțină răscumpărare. Deci ei au ținut ca să nu fie, să n-aibă probleme, doar că nimeni nu cerea nimic apoi, să nu cerea sacrificate, o trebuie de fapt. Alte întrebări? Vreau să întreb că vedem după al doilea război mondial că în Europa, pentru Europa, americanii au ales ca strategie planul Marshall, care presupunea tocmai investirea unor sume ca să ridice aceste țări prăbușite, chiar cu riscul de a le deveni lor competitori, în ideea de a avea o piață de desfacere pentru produsele lor. Acum, privind retrospectiv, care strategia elitelor pare a fi mai bună pentru ele? Cea lasă pentru Europa Occidentală, anume de a le impulsiona dezvoltarea cu riscul de a aibă ca competitor, sau cea aleasă pentru Rusia, anume finanțarea unor elite care se țină într-o fază de subdezvoltare? Pe planul Marshall, există o bibliografie oarecum bogată, creată aproape fără putere legată că dezvoltarea economică a Europei s-a făcut în pofida planului Marshall și nu datorită planului Marshall. Adică planul Marshall era conceput ca să inhibe dezvoltarea economică a Europei. Acum trebuie, dacă nu... Și de prima mână, adică e incontestabilă. Planul lor trebuie avut în vedere că planul lor e de dialectic, adică ce spune Satan ulterior e că ce mizează tipul lor de mental, de logică, economică, politică, e de a crea dialectică. Adică dialectică, crezi teza, zicem capitalismul, apoi antiteza ar fi sistemul comunist și apoi ai sinteza, care e noua ordine mondială, care e fascismul. Și ăsta e modelul pe care l-au pus în aplicare, adică și pe care îl vedem și acum că se pune în aplicare, adică ai Rusia construită, Rusia, China, țările BRICS, care bănesc că știți că BRICS e un proiect Goldman Sachs. Deci ideea e într-o lucrare Goldman Sachs apare. Ideea asta de priș să creăm un pol dintre ăsta euroasianii, să-i spunem. Apoi ai ideea asta de lume liberă, civilizată, apuseană. Apoi ai ideea de conflict, pentru că
oamenii aceștia gândesc în termen de conflict, totul de dialectică, care împinge lucrurile mai departe pe spirala progresului, undeva unde vom fi cu toții de ani. Mai dacă am înțeles eu corect întrebarea, era dacă există vreo alternativă, nu știu, viabilă, dar asta este chestia, era la planul Marshall, sau dacă ar putea exista, de exemplu, o alternativă la, nu știu, integrarea europeană sau lucruri de genul acesta, adică dacă există o alternativă la acceptarea acestei conexiuni Occident-Orient sau centru-periferie. Am înțeles corect întrebarea? E o întrebare în care ar fi, acum privind retrospectiv evenimentele cum s-au desfășurat în istorie, de unde au avut ei mai mult de câștigat, încercând să impulsioneze dezvoltarea unei economii în ideea de a avea ca piață de desfacere pentru produsele lor, cum au ales cu Europa Occidentală, sau de a subordona efectiv țara finanțând niște elite comuniste, cum a fost în Rusia. Da. Mi se pare oarecum contrarea. Vă dați seama că nu poți răspunde la întrebarea asta pentru că n-ai contrafactualul. Deci dacă nu te poți juca așa. Ideea este că în anumite țări, și asta vreau să spun mai devreme, Wall Street și Revoluția Bolșevică. Putem înlocui aici Revoluția Bolșevică cu orice altă revoluție, mișcare, nu știu ce, de până Africa sau de unde doriți. Adică ideea că bătălia este pentru resurse și că este foarte greu să dobândești, că cea mai rapidă cale de a dobândi resurse este prin control politic, prin privilegii și monopol. Apropo și de întrebarea de mai devreme, dar n-ar putea câștiga mai mult pe termen lung dacă ar fi permis înflorirea economică și așa mai departe. Asemenea întrebări trebuie să țină cont de mai multe lucruri. Și de dimensiunea cultural-spirituală de care zice Ninel, eu ca economist pot să vorbesc de preferința de timp, adică nimănui, nici lui, nu știu, cutorului banchier sau mie, nu mi-este indiferent când o să mă îmbogățesc. Și s-ar putea să cred că mă voi îmbogăți mai mult dacă aș lăsa Zambia sau cutare țară să crească de la sine așa. Dar de fapt, ceea ce mă interesează este să obțin resurse rapid, acum. Și atunci, calea pe care trebuie să o urmez este să mă folosesc de guvernul local. Intru în cărdășie cu el. Aici este problema pentru noi. Apropo de gluma domnului de mai devreme cu hai să mergem la o bere. Noi trebuie să conștientizăm că guvernele noastre, conducătorii acestor țări oferă alibiurile și instrumentele. Adică ei cuplează la chestia asta. La fel ca bolșevice. Dacă noi avem în cap ideea că nu ne putem dezvolta decât cu datorii și cu deficite bugetare, atunci asta este exact ceea ce își doresc. Exact asta vor. Dacă vă uitați la discursul public al bancherilor, în România mă refer, și sunt cazuri celebre, dar nu mai vreau să le nominalizez acum, de șef de bancă, cea mai mare bancă, care spune în România trebuie să, asta trebuie făcut. Trebuie o creștere a datoriei, o dublare a datoriei, adică o dublare a datoriei publice, ca să se facă. Ce vreți dumneavoastră să se facă? Nu mai contează. Trenuri, autostrăzi, așa mai departe. O chestia, asta este de fapt genul de idee falacioasă care de fapt întârzie dezvoltarea economică sustenabilă. Dar nu le vine mănușă, pentru că de fapt asta vor. Asta este instrumentul prin care ei capătă resurse. În îndatorarea statului, cetățeanului și în transferul de avuție. Apoi. Aș mai adăuga ceva aici. E diferul oarecum în abordare. Adică aici, de față de explicația lui Bogdan, există o scrisoare foarte puțin cunoscută a lui Karl Marx. Care spune, dacă libera competiție înseamnă să dărâmăm cutume, nu știu ce, și facem un pic de haos, atunci sunt pentru piață liberă. E o scrisoare puțin cunoscută a lui Karl Marx.
Asta apropo de întrebarea dumneavoastră, care sistem funcționează mai bine. Asta se și face haos. Da. Era cineva haos controlat. Da. Ca să iasă ordine. Era cineva, da. Ce scuze aici, cred că a ridicat semana mea. Eu vreau să întreb. A spus că autorul pleacă de la ipoteza că Rusia era la acel moment cel mai important și cel mai puternic stat din lume. Nu spune asta. Spune că era statul cu cea ta e... A spus că era statul cu cea mai mare dezvoltare, s-a putea să mă fie exprimat eu greșit. Era statul cu ritmul cel mai mare de creștere economică. Și avea previzele să devină cel mai... Și avea previzele să devină cel mai important. Ce au știut. Și atunci, de fiind un stat totuși puternic, atât de puternic, de ce a căzut în fața unor acțiuni subversive care totuși venea din partea unei grupări minoritare, cum erau comuniști, bolșevici și așa. Da, am încercat să dau răspuns la întrebarea asta în altă parte. Ideea că în Rusia existau niște probleme grave care veneau din trecut, adică erau un clivaj social puternic, care cei care au citit, adică și toată lumea bănesc, a citit romane rusești, a zis că apare tot timpul un conflict între pătura asta foarte educată, franțuzistă, educată în Occident și restul personajelor, muzici. Clivajul ăsta din societatea rusă era puternic și se simte, adică între o elită franțuzită occidentalizată și restul lumii, care era ortodoxă, inclusiv țarii. Deci țarii, de pildă, din secolul 19, de la începutul secolului 19 și până cu o singură excepție, toți sunt foarte, foarte ortodoxi și foarte atașați de biserică. Avem, practic, două exemple, de pildă, de sfinți, putem să le spunem. Adică e familia martirizată, țarul Nicolae al II-lea și Alexandru I, care probabil că și el poate și trecul la rând la sfinți, sub al nume. Dar, deci avem această apropiere de biserică. Comuniștii practic au venit și au exploatat terenul ăsta, care clivajul ăsta, ruptura asta socială și le-a mers bine. Nu trebuie ignorat nici faptul, adică discuția e lungă asta, nu trebuie ignorat aici nici faptul că au făcut la rândul lor țarii greșeli mari. Adică ei au plecat de la premiza că poate să instaureze un tip de regim din ăsta liberal, cu o birocrație funcțională și fără protecționism, fără protecționism cultural. Ori asta e sinucigaș, din putea că mă întrebați pe mine. Adică problemele în Rusia apar când se liberalizează cenzura. Dacă vă uitați la regimul lui Alexandru al III-lea, nu e nicio problemă revoluționară. Adică, practic, atunci toți revoluționarii sunt trimiși în exil și e pace în țară. Dacă vă uitați la regimul de dinainte, la Alexandru al II-lea, care sfârșește sub bombele teroriștilor și la regimul de după Alexandru al III-lea, adică la Nicolae al II-lea, e prăpăd. Și ce au în comun cele două e faptul că se liberalizează cenzura. Ori piața era inundată, practic, de manifeste revoluționare și de incitări la asasinat. Adică ce se întâmplă în Parlamentul Rusiei, de pildă, după 1905, e ceva de poveste. Adică sunt chemări dintre astea la dezmembrarea Rusiei, la moartea țarului, la împărțirea pământului. Iar ei le tolerau. Adică ei tolerau lucrurile astea, mă rog, desfințau parlamentul și făceau din nou alegeri, dar practic nu făceau nimic ca oamenii respectivi. În condițiile astea nu erau atenți deloc nici la pericolul ăsta al bancherilor, adică în 1905, la prima revoluție rusă, știți că au fost două revoluții, nu, trei, dacă le punem cum le pun ei, cu martie, cu februarie-octombrie, la prima revoluție rusă 1905 e finanțată și ea, după cum o dovedește și Satan, e finanțată și ea de bancheri, care sunt în exclusivitate aproape evrei. Cei care finanțează Revoluția Comunistă nu sunt evrei. Dar cei care finanțează Revoluția din februarie sunt pe direcție evrei. Și această finanțare e publică, adică guvernul japonez a finanțat, l-au decorat pe Jacob Schiff, care a finanțat această revoluție și a finanțat războiul cu Japonia și în descendența acestui război a avut o revoluție de la 1905. A finanțat acest război, a fost decorat de guvernul japonez și e public, astăzi o găsiți peste tot informația asta, adică inclusiv pe site-ul lui. Și s-a asigurat că în centrele de prizonieri ruși,
din Japonia, primesc literatură revoluționară și toți de acolo primeau catehisme dintre astea și literatură subversivă. Deci erau foarte puțin, foarte naivi în privința asta. Mă rog. Și încă o completare mea. Mai este încă o ipoteză legată de faptul că, de fapt, Imperiul German ar fi fost cel care ar fi ajutat la dezvoltarea Revoluției Bolșevice. Da. Prin aducerea Leninului din Revoluție. Da, da, da. Și atunci, fiind vorba de banchet de poveste, care erau în tabăra Antantei și da. Imperiul German, care era în puterile centrale, care dintre aceste ipoteze este mai bine? Păi am răspuns mai devreme. Deci, Germania au finanțat, într-adevăr, trenul acela faimos care pleacă din Revoluție, trenul blindat. Dar finanțarea s-a făcut fără cunoștință, e făcută tot de un banchier care era în legătură cu familia de pe Wall Street, o dovedește, o spune statul în capitolul 3. Deci s-a făcut fără cunoștința Kaiserului, fără cunoștința împăratului. Deci germanii nu vreau să apeleze la astfel de tari. De ce ar fi avut, să zic, deci, cei inantant a interesul ca să-și submineze propriul aleat? Rusia. Fiindcă erau totuși în război cu terenul central, adică erau stare de război. Aș răspunde eu, dar cartea să sapă în carte. Există numeroase momente în care reprezentanții bancherilor, nu numai în Rusia, ci și în alte locuri unde se montau revoluții, erau în conflict cu reprezentanții guvernului și de multe ori treceau peste reprezentanții guvernului, de multe ori chiar insistau ca programele lor să fie transmise cu infrastructura guvernamentală. Și există mulți reprezentanți ai guvernului în Rusia și în alte locuri care s-au opus, s-au fost dezamăgiți sau s-au retras pur și simplu în fața comportamentului bancherilor. Deci nu e o comuniune între ce făceau cei care montau revoluții din Rusia și interesele guvernamentale. Dar se pare că, într-un final, interesele guvernamentale erau conduse mai degrabă de intențiile conspiratorilor decât să le blocheze. Cred că e un răspuns destul de apropiat și găsiți destule și în cartea asta și depinde unde vă uitați, unde e puterea. Adică ceea ce contează în principal e războiul și haosul, nu rezolvarea unei situații în direcția asta. Vă rog. Spuneți, e cineva aici? Întrebare scurtă. Da. Nu cumva totul se e în jurul desfințarea etalonului aur, de fapt, economic privind. Adică Rusia creștea înainte de primul război mondial când funcționa și după aceea s-a desfințat. Da, asta s-a mai în 1970. Tocmai asta vreau să vă recomand pe partea asta monetară. E un documentar extraordinar de bine făcut. The Money Makers? Money Makers, puterea banii parte, da. În care acolo vă arată cum a apărut și moneda, cum au apărut primii șmecheri cu băncile, cu aur acoperit, să-l aveau, nu-l aveau. Dar foarte interesant din documentarul ăsta, că funcționează prin principalele conflicte. Un banchier mergea așa, te investesc pe tine, sta țară beligerantă, îți dau ție banii țară beligerantă, cine câștigă, îmi dă datorii. E un documentar care, cel puțin la facultatea asta de ASEI, că eu sunt puțin supărat pe domnii economiști, care zic că n-au făcut legi în țara asta. Eu lucrez la Ministerul Energiei. E un documentar care e foarte bine să-l vedeți pentru că dă bază. Bineînțeles, cine dorește mai departe din documentarul respectiv, mai puteți căuta și alte. Acum revenim puțin fenomenul pe vremea comunistă, ideea asta o știa. S-a discutat și la Europa Liberă, o discutau bunicii, da? Ulterior, chiar tot pe vremea comunistă, am fost foarte entuziasmat de cărțile lui Toffler. Le-a citit domnul economist, da?
șocul viitorul, al treilea ban, dar poate cea mai bună e John Nesbitt, Megatendiți. Încă din vremea comunistă când am citit, mi-am făcut niște notițe și spuneam de două fără să-i al doilea Marx. Chiar că nu sunt eu literat sau am făcut, sunt inginer, vreodic. Am și acum notițele când spuneam că este al doilea Marx. E bine să le citiți, sunt cărți foarte bune, dar mai ales această carte a lui John Nesbitt, Mega Tendințe. De ce? Pentru că totuși eu o să mă optimist pentru viitor. O să vedeți că prin această carte Mega Tendințe, și o să-i dau un răspuns aici a Domnului, nu trăim nici măcar 30%, dar nu noi. America, ce înseamnă societatea informatică, că până la urmă ce a făcut Hopper? A făcut o analiză a evoluției societății, lăsând politica de o parte. Cum a evoluat economic? Valul agricol, valul industrial, valul informatic, da? A fost perioada asta, într-adevăr, după al doilea război mondial, în care a apărut noțiunile astea de multinational, acum, nu știu dacă Chomsky, mai e un, tot așa un documentar bun, va avea loc cândva în alt model economic. Pe spune și manifestul Partidului Comunist spunea clar, rolul partidului se va termina. Și atunci vor fi tehnocrații, vor fi că oamenii încep să își împartă sau să-și rezolvă. Acum venim la partea economică, într-adevăr. Nu pot să-i acuz că se concurează între ei. Și eu de multe ori și chiar și cu voi vă transmit acest mesaj. Deocamdată mare nostru noroc este că banul trebuie să circule, da? Atâta timp cât banul ăsta, și noi suntem niște vectori care privăm banii de la Warburg, la Sachs, la... Eu zic că încă e bine. Dar, ca modele economice, să știți că și socialismul era să fie un succes. Era. S-a dezvoltat. Că ce s-a întâmplat în perioada socialistă? Țări înapoiate au recuperat. Nu țările dezvoltate. Țările dezvoltate s-au dezvoltat pe furt, pe imperii, pe aur, da? Și la, și la un moment dat, vrem, nu vrem, dorim, nu dorim, această globalizare va avea. Se vor limita resursele, oamenii vor trebui să fie totuși educați, că nu putem să consumăm la infinit sau să căutăm alte resurse, da? Și totul se pasează până la urmă. Și asta e, de asta vă sfătuiesc să citiți și Nesbitt. Că până la urmă omul, pe măsură ce se dezvoltă inteligența, nu trebuie să satisfacă nevoile fiind bancher. Unii au șansa să fie, sau talentul să fie bancher. Unii să fie oameni de afaceri. Dar un lucru e cert. Oameni de afaceri toți nu putem fi. Da? Dar ajungem în partea rancă, la comunism. Mulțumim frumos. Alte întrebări? Aș avea ceva de întrebat în legătură cu ce ați spus mai devreme de etalonul aurului și intervenția familiei Rothschild. Știți că pe la începutul secolului XIX, Andrew Jackson a contribuit în mod activ la desfințarea băncii secundare a Americii. Fapt ce a determinat scăderea influenței familiei Rothschild în statul american și revenirea etalonului aurului pe piață. Acum, influența familiei Rothschild a crescut tot mai mult la începutul secolului 20, în timpul lui Woodrow Wilson. În aceeași perioadă în care și revoltele specifice, bolșevice și menșevice, au început în Rusia țaristă. Cum comentați pe baza acestui context economico-politic? A fost pur și simplu o coincidență sau a fost mai mult de atât? A fost ceva mânat de la spate, din umbră? E un nume pe care le evit acesta de Rothschild, că știu că apare tot felul literaturii de asta care e incontrolabilă și l-am menționat aici doar pentru că e o sursă publică legată de faptul unde de locul în care țineau țarii banii, că țineau banii la, în afară la niște bănci Rothschild. Și mă rezum asta. Mă rezum cum că nu am acces la literatură, adică nu știu ceva. Și nu vreau să... Comunismul în sine, sau mișcarea, sau ideologia comunistă, a apărut în perioada aceasta. Dacă ai face șocoteala când a scris Marx, în 1800, nu știu când,
când abia începea epoca industrială. El a descris o perspectivă, un fenomen foarte bun, foarte bine. Ăsta tot flărchine și face mișto de noi. Dom'le, nu credeți că au început industriații să facă școala publică din dragoste pentru oameni? Nu, a început să facă școala publică pentru că avea nevoie de programul de 8 ore. Că așa se dezvolta industria. Fără programul de 8 ore previzional, cum vor fi evoluțiile, da? Dar mișcare comunistă, comunistă a fost în țările capitaliste dezvoltate. Așa, nu la Rus, nu la... Da? La un moment dat, planul Marshall a rămas cu două idei foarte... A fost două idei foarte pasive. Și același lucru s-a întâmplat după părerea mea și față de URSS. Aplicat în o idee, a fost chiar un film artistic pe tema asta. De la o idee foarte simplă. Dați-le acum ceva, că vă ia totul. Așa s-a întâmplat cu URSS-ul, cu i-a dat ceva, că altfel lua totul, lua toată Europa. Dar mai interesant că așa s-a întâmplat în societatea industrială. I-a făcut pe muncitori acționari. Tot pe aceeași idee. Acolo a apărut prima metodă mea. Ce scuze, aș vrea să mai luăm niște întrebări, dacă mai sunt întrebări și poate aceea să... Am înțeles, dar mai sunt oameni care vor să întrebe și dacă nu mai sunt. Spuneți, vă rog. Ce părere aveți sub sutul, dacă are vreo părere, dacă nu m-ar interesa opinia noastră, că sunteți foarte calificat și vă apreciez foarte mult, despre cooperație, a treia cale între socialism și capitalism? Depinde ce, la ce cooperație vă... Cooperația în standard. Nu cea comunistă, cea de dinainte de comunistă. Nu știu nimic legat de distributism. Distributism e cu totul altceva. Nu l-aș... Cineva a fost o lansare aici foarte bună. Din păcate trebuia să vină și un al treilea invitat, domnul Cristian Comunescu. Și el a definit foarte bine distributismul, înapoi lăsat pe toată lumea, cu forța. Și cam ăsta e tipul de model, adică e un model geometric, abstract, platonic și e tot o ideologie totalitară. Adică o ideologie care n-are, adică depinde ideologie ăștia distributiști, o să vedeți că vă scot în față de pildă modelul Amishilor. Dar Amishii nu sunt distributiști. Adică la ei nu vine unul cu forța și le zice gata, acum e o presiune informală, nu e presiune intră asta ca de la comisari. Modelul distributiști, cum e gândit el așa, e oarecum destul de totalitar, iar ce ar fi mai apropiat de distributism ar fi reducțiunile iezuite din Paraguay, unde țin pe toți așa într-un comunism dintre ăsta agrar. De altfel, cei care sunt promotorii ai distributismului, mă refer la promotorii ăștia mai serioși, cum sunt Chesterton și prietenul lui Belloc, oameni foarte simpatici, am toată admirația și le recomand scrierile lor. Doar că dacă vă uitați la ei, de pildă, care sunt fani, de pildă, admiratori ai Revoluției franceze. Uitați-vă și vedeți. Și asta e doar o altă zvârcolire a genului ăsta geometric pe care l-au unii. Deci e un model foarte, foarte geometric. Deci când mă refer la geometric, mă refer la faptul că e un model abstract impus pe oameni. Deci n-are nimic voluntar în el. Mă încântă mult mai mult de Amish sau modelele astea economice voluntare. E un model acum care se numește, e propus tot de un libertarian, James Corbett, care de altfel e cred că cel mai de succes continuator al lui Satan. Și el are un model pe care tot îl împinge în față, peer-to-peer economy, care e voluntar. Deci dacă mă întrebați pe mine așa, tipul acesta de model mi se pare mult mai fezabil. Și te scoate din genul ăsta, te scoate din genul de probleme pe care le presupune o ideologie asta foarte totalitară, un pat al propus. Adică la distributivi nu dai seama ce se va întâmpla cu ăla care acumulează mai mult, ce face bine comisarul de la centru și ia capul, ia avuție. Nu-mi dau seama. Bogdan, tu vrei să-l comentezi ceva pe problema asta distributivi? Nu, absolut deloc, doar că absolut deloc. Absolut deloc nu sunt fanul vreunui model
scos dintr-un laborator așa, adică nu mi se pare că există. A existat un model planificat care să fi dat rezultate undeva. Pur și simplu, țările care s-au dezvoltat sunt țări care au permis acumularea de capital sau care au acumulat capital într-un fel sau altul, că poate fi acumulat și prin jaf de la vecin. Deci trebuie să luăm chestiunea asta așa. Adică modelul... Întrebarea este de ce modelul, în acest model sau un socialist sau ce avantaj comparativ are? Permite acumularea de capital sau nu permite? Sau permite de fapt contrariu? Și eu văd că permite contrariu. Stimulează contrariu, nu permite acumularea de capital. Și găsiți, adică sunt inclusiv surse catolice. Știți că distributismul e o ideologie ieșită din spațiul catolic. Inclusiv surse catolice care discută critic această teorie. Satan a rămas libertarian, adică el nu gândea mult mai oarecum mai abstract. Eu aș vrea să fac în încheiere, pentru că nu mai pot zăbăvi foarte mult, două precizări. Una este că din punctul meu de vedere, nu știu în ce măsură sau câte, adică nu văd de ce trebuie să mergem mai departe decât spune Satan în carte. Satan nu, încă o dată, menținând și menționând ceea ce am spus la început în legătură cu ideea de concluzie la care ajung un grup de indivizi, restrânși de indivizi, care sunt și foarte bogați, între altele, și care pot fi uniți și de alte aspecte. Istoria este plină și de accidente. Nu putem creiona așa în mod determinist de la evenimentul X la evenimentul Y ceea ce s-a întâmplat. Nu suntem, ne-am adunat astăzi aici, cu toții exact ăștia care suntem, fiindcă cineva pe Wall Street sau cineva în altă parte a inginerit chestia asta. Nu. Dar pe de altă, asta este un. Dar pe de altă parte, nici nu putem fi naivi încât să ne imaginăm că a izbucnit revoluția pur și simplu. Meritul lui Satan este ăsta. Acela că a arătat că, de fapt, politica e mult mai perversă și încrengătura de interese economico-politică este, de fapt, profund dăunătoare. Și iată astfel de exemple, care vi le pot extinde foarte mult, deci, cum ziceam mai devreme. În al doilea rând, aș și spune că îmi place la Anthony Sutton faptul că, apropo și de acumularea de capital de mai devreme, am fost recent, divaghez un pic. Cineva îmi spunea chiar zile trecute chestia asta că toate țările bogate au ajuns... Nu, îmi spunea așa, că nimeni nu se bogățește fără să fure. Cu spus și predicat. Aditrat. Și mai devreme ziceam chestia asta, că referitor la model, dacă permite acumularea de capital sau nu permite, că te poți îmbogăți și națiunile s-au îmbogățit prin două metode, marșilate, au acumulat, au avut instituții care să le permită acumularea de capital sau i-au jefuit pe alții. Ideea este că nu trebuie să cădem în capcana de a crede că dacă noi jefuiau pe alții, nu erau la fel de bogate. Cei care au fost mai bogate decât sunt astăzi. Adică faptul că au avut instituții care au permis jaful din exterior, colonii și așa mai departe, în fine, și aici e o discuție foarte amplă. Nu contează. Dar om așa simplist le-a dăunat lor însele ca societăți. Ar fi fost mai sus astăzi dacă nu ai făcut chestia asta. Doi la mână, faptul că ne lăsăm așa hipnotizați de ideea un anumit stat sau o anumită țară s-a dezvoltat pentru că a furat un anumit individ, e total falacioasă. Pentru că, ok, ai făcut primul milion, da? Cum e și vorba populară. Dar dacă nu ești bun în măcar în a-l păstra, îl vei pierde imediat.
Ori pentru un grup de interes sau pentru o familie sau pentru un om, poate că este o soluție la chestia. Se mențină permanent la putere pentru o dinastie și putem discuta, sunt cazuri așa mai departe. Dar pentru o societate, nu. Astfel încât faptul că ne uităm astăzi spre anumite, spre Occident și vedem că sunt mai avansați, mai bogați decât noi material, este în principal din cauza faptului că măcar au reușit să conserve și să înmulțească primul milion. Dacă nu cumva, primul milion l-au făcut în modul ăsta, în modul natural, voluntar, în acumulare naturală de capital. Mie așa îmi place să văd lucrurile și așa le văd. Apropo de rolul ăsta nefast al băncilor în legătură cu politicul, n-am studiat prea mult subiectul. Ce părere aveți că ideea asta cu Bitcoin e o subversie de la bănci? E o inițiativă a unui grup obscur? Sau poate chiar o inițiativă, liberă inițiativă de piață? Nu s-a elucidat, deci, mă rog, s-a elucidat foarte târziu și pare complet spontan așa. Nu au fost identificate legături clare între cine a inventat Bitcoin și nu știu, alte interese financiare. Încă o dată, lumea asta se inventează fel de fel de chestii. Faptul că am avut un Caritas în România nu înseamnă că cineva l-a pus la cale particulară în România ca să facă nu știu ce cu România. Cred în fiecare țară. Vorbim aici de instituții. Ceea ce pot eu să spun ca economist este că nu văd rolul Bitcoin-ului în sfera monetară. Deci nu-l văd considerat, nu văd celălalt considerat ca o monedă sau nu-i văd acest rol în viitor. Personal niciun, dar uite că totuși cineva se susține. Se susține o mulțime de alte lucruri. E compatibil. Ideea dacă e o susținere obscură, o susținere asta sau poate să fie cum, să zicem, o inițiativă a unui grup care caută altă alternativă decât să fie subjucat unui bănci. Este normal, este logic să presupunem. Este suficient să presupunem că poate să apară pe piață, pur și simplu. Dacă da, ok. Faptul că a apărut practic într-un fel sau altul, are o importanță istorică și nu numai, dar încă o dată. Apar fel de fel de lucruri. Acum nu trebuie să le căutăm neapărat. Suntem liberi să le căutăm ce vrem, de fapt. Dar greu, e complicat și mi se pare aiurea, în esență, să căutăm legături milimetrice între fel și fel de lucruri. Că nu le văd. Mai era cineva în spate? Da? Mai avea cineva întrebare în spate? Bă, era ceva de la o discuție de acum 20 de minute. Deci, două chestii scurte. Ce a favorizat instalarea bolșevismului în Rusia, în afară de finanțare externă și acțiunea externă subversivă, cred că a contat foarte mult și contextul, adică războiul cu dezastrele militare, cu dezastrele pe frontul rușilor. Și aș mai pune pătrădarea trupelor albe către același Occident. Cu amiralul Turcea și cu povestea aceea, adică zic că au contat și aceste lucruri. Au contat, doar că... A fost un război, adică nu au capturat statul așa în câteva săptămâni, deci s-a zis pe câțiva ani. Da, trebuie din nou, urăs să fac asta, trebuie un pic văzută literatura, am să mai la zi. Lucrurile pe care le-a sugerat legate de Rusia sunt ale profesorului de la Cambridge, Dominic Bivan. Așa vă pot da două citate, adică un citat e din Churchill și altul e din Miliukov, care era liderul cadeților. Și Miliukov spune că în momentul ăsta Rusia e pregătită, deci înainte de Revoluția din februarie, Miliukov spune că în momentul ăsta Rusia e pregătită să câștige războiul. Churchill spune același lucru. Deci în momentul ăsta Rusia avea toate șansele să câștige războiul. Deci erau foarte bine deodată, crescuse producția de armament, adică sunt date statistice, deci nu e o interpretare între asta așa din avion, zice... Referința război mondial, nu război cu bolșevici. Da, războiul 1917. Legat de problema albilor, deci albii, și aici o să citesc din Trotsky. Trotsky spune, dacă
albii făceau un singur lucru, noi pierdeam, nu aveam nicio șansă războiul civil. Și lucrul pe care trebuia să-l facă albii era să se pună sub steagul țarului și nu s-au pus niciodată. Pentru că albii erau în esență cei care făcuseră revoluția, cei care făcuseră revoluția din februarie. Cu excepția lui Colcea. Colcea e excepție, că era monarhist. Restul nu erau niciun monarhist. Bine, țarul murise și după aceea chiar... Nu, dar la început. La început. Deci nu s-au pus niciodată și nici după aceea n-au avut ideea asta de a reinstaura monarhia. Deci ei luptau pentru, pentru democrația occidentală și nu au luptat pentru țară. De asta nici, de pildă, nici binecuvântările bisericii ruse din exil nu s-au avut asupra lor. Deci au luptat fără episcop, fără mitropolit, au luptat pentru libertate occidentală, deci nu au luptat pentru țară și pentru Rusia așa în general. Au luptat. Și Colceava a fost și el finanțat. Da, a fost finanțat și el, o dovedește statul aici. Mă rog, era sumanul, era cine știe ce, dar este și el finanțat de aceeași banchet. Dar ei finanțează ambele părți, adică unii mai mulți, alții mai puțin. Și în legătură cu implicarea Germaniei, aș exclude, sau este mai bine, aș exclude total implicarea țarului, Kaiserului și a cepul în jurul lui, dar de văd, de ceva de cepul bancar, pentru că nu te știu, Kaiserul era V. Da, da, bine, era vor și cu Eduard, da. Care se pare că a avut mâna cea mai lungă băgată în asta. Da, dar adică asta ar putea permite doar varianta un război clasic, dar nu a unei acțiuni subversive care se distrugă total statul inamitomai. Adică rudenia aceasta, cred că exclude... Dar și nemții erau interesate în bogățiile naturale ale rușilor. Aveau o industrie abidă de resurse naturale. Trebuia avut în vedere că Rusia și cu Germania au fost cei mai apropiați aliați în secolul XIX. Iar această rupere a alianței la sfârșitul secolului XIX a fost o mare tragedie și au încercat, mai ales Kaiserul și Nicolae, au încercat până ultimul moment să refacă alianța legat de cine s-a ocupat de acelui event am Stolberg, care e o familie de bancheri care s-a ocupat de povestea asta cu Lenin celebră. Trădarea, într-adevăr, a fost trădare puternică la nivelul familiei imperiale ruse. Și au recunoscut-o chiar cei care au fost implicați, adică cei care l-au arestat pe țar, generalul Ruski și Alexeev. După aceea au sfârșit amândoi, în 1918, uciși de bolșevici. Au recunoscut că au fost trădători și când au fost uciși de bolșevici, Alexeev, decât de încaucat, a spus că a fost un nebun ce am făcut, că l-am trădat pe țar. Și au recunoscut-o și ceilalți, adică cercul de trădători era mare. Adică erau mulți. Unul dintre cei care l-au trădat era a fost chiar unchisul Nicolae, care după ce a trăit la Paris, bine mersi. Deci trădarea era puternică, inclusiv în afacerea asta celebră cu Rasputin. A fost tot o făcătură în care erau băgați membrii serviciilor secrete britanice și trădători din jurul palatului. S-a mai spus că era agent german, dar spus nu era o variantă. Nu, dar cazul e interesant, e foarte interesant. Adică povestea asta că el era descrierat, scelerat, e complet, a căzut astăzi complet, sunt două cărți, cărțile sunt academice nu, și sunt străine, una e scoasă de un englez, Douglas Mills, cealaltă e scoasă de o australiană, cu origine rusă. Douglas Reed, Douglas Smith, da. Și cazul e important pentru că a reprezentat asasinatul moral al țarilor. Adică înainte să fie asasinați fizic, cazul Rasputin a însemnat un asasinat moral. Și din nou, apropo de ce a căzut Rusia, ei nu erau deloc pregătiți la tipul ăsta de război, la propaganda, la PR, la influența asta a media. Singurul dintre care își dădea seama cu adevărat de pericolul ăsta era Povedonosev, cel care fusese tutorele ultimilor doi țari. Și Povedonosev era cel mai inteligent om din punctul acesta de vedere. Și el, de pildă, când a dat țarul Nicolae al II-lea, ultimul țar, când a dat legea asta de liberalizare a cenzurii, el s-a retras atunci, că și-a dat seama că e totul pierdut pentru Rusia. Deci ei nu erau conștienți, erau naivi. Trăiau în altă lume. Ei nu erau conștienți că vine cineva, cumpără un ziar și te face albie de porc și tu n-ai ce să-i faci. Fără niciun fel de document că poate să scrie. Iar ce s-au scris atunci au fost chestii de trădare pe care nu le-au făcut. Adică ce se scria despre țarină cu Rasputin și toate poveștile alea și care apăreau după aceea în Parlament, adică în Dumă.
Deci e o naivitate. E o naivitate care vine din fondul ăsta, adică fondul ăsta duhovnicesc. O altă întrebare, ultima. Deci cum explicați și faptul că și astăzi în Occident, în mediile academice, există tendința de a înduci mult revoluția bolșevică, asta mai este miza asta. Deci, 100 de ani de atunci, în continuare, în mediile academice din Occident, este privită ca ceva foarte rău care s-a întâmplat în prima vieță, dar e foarte mult îndulcită, sunt multe aspecte îndulcite și mai există un aspect al manipulării, deci insistența cu care este de multe revoluția rusă în Occident. Nu se spune foarte rar despre revoluția bolșevică și aici nuanța se pune foarte importantă, pentru că, să fim serioși, elementul etnic rus era foarte redus printre bolșevii, deci orice poate fi numită numai rusă, nu. Și de ce și astăzi? Pentru că asta e realitatea. În Occident, universități, nu doar că se predă în felul acesta, ba chiar să găsești lucruri bune de spuse, omit crimele, genocidul sau sunt minimalizate, există organizații troțchiste, maoiste, câte 5-6 într-o universitate. Cum explicați asta? Pentru că totuși nu mai e o miză revoluția bolșevică în sine. Nu, revoluția bolșevică nu mai e o miză în sine. Mă rog, e o miză în sine în sensul în care spune și statul. Cultural, marxist cultural. Da. În sensul în care istoria tot timpul are relevanță. Adică dacă are relevanță să dai jos statuia lui Robert E. Lee din Sudul Statelor Unite, are relevanță și cum vorbești despre revoluția bolșevică. Pentru că tot trecutul contează când scrii istoria identității. Adică, până anii 90, când a fost un scandal în Sierra, primăria a ridicat o statuță Augusta lui Lenin, da? Și nu știu ce s-a mai întâmplat. E încă bine mers acolo. Okay. E încă bine mers. Au fost proteste în general ale imigranților est europeni. Ei au fost ruși, ucraineni, polonezi, români. Au făcut proteste, să nu au reușit să obțină, pentru că s-a invocat libertatea. Da. Nu, ceea ce nu s-a invocat la Robert Lee sau la alții. Da. Deci există și astăzi tendința aceasta de a spăla. Comunismul e o idee pe masă. Comunismul e de pe masă și nu o să dau nume din nou, dar eu am fost inclusiv într-o apariție editorială în România, că comunismul este foarte bine văzut. Și că se sublinează ce binefacere a adus comunismul din punct de vedere economic. O completare la ce spunea domnul e dată de Bukowski. Da. A spus că rușii occidentali sunt mai interesați ca arhivele să nu fie decât ruși. Bine, le publicăm. Deci e clar că implicarea Occidentului în fenomenul ăsta comunist este extrem și foarte interesant. Bine, el e la vârf. Și bun, cam asta. Aș vrea să mă întreb dacă ați intrat în contact cu două cărți ale unui autorul rus, mare matematician, Șafarevici, care se pare că se găsesc foarte greu, deci în română nu știu să fie. Fenomenul socialist, rusofobia, fenomenul socialist mai ales, o carte foarte interesantă, trasează evoluția, tendințele socialiste sau să zicem așa proto-comuniste, începând chiar de la din Sparta, antică, incașii, unele secte medievale din Albigenții, Catarii. Da, sunt aceleași grupuri, adică sunt aceleași grupuri pe care le găsiți, adică tipul ăsta de istorie pe care se face cu esenienii, cu Sparta, sunt aceleași grupuri pe care le privilegiază întotdeauna revoluționari în istoriile lor. De pildă, un revoluționar puțin cunoscut, Buonarroti, vorbește de modelul economic ăsta al esenienilor, al Spartei, modelul comunist. Și ăsta era modelul ultra-răspândit în toate schelele astea. Deci ăsta e modelul. Și e din nou pe masă modelul comunist, adică nu vă gândiți că a dispărut, dar a luat așa, a făcut un detur. Se întoarce, e pe cai mai. Dacă mai sunt întrebări? Mai o întrebare în spate? Prima întrebare este, nu știu dacă ați menționat ceea ce ați expus, că am ieșit un pic afară, dar am un răspuns
sau un posibil răspuns la întrebarea de mai devreme a domnului. E un răspuns pe care l-a dat Solzhenitsyn în prima conferință de presă pe care a susținut-o atunci când a ajuns în Occident. Și întrebat fiind, punându-i să aceeași întrebare, cum a fost posibilă revoluția bolșevică, l-a dat un răspuns care i-a făcut pe distinși din audiența respectivă, jurnaliștii și așa mai departe, să dea ochii peste cap. Pentru că nu avem un răspuns foarte elaborat, ci unul foarte simplu. Oamenii au uitat de Dumnezeu. Așa a fost posibilă revoluția bolșevică. Ăsta a fost răspunsul rusul Solzhenitsyn, rusul profund, chiar a fost membru de partid și, mă rog, în armata roșie, ofițer în armata roșie, cum era el. Am simțit nevoia să vă spunem. Să spunem de la acela Harvard? Da, da, da. Care s-a învățat cu cercul... Prima lui intervenție publică de când a ajuns în Occident. Am mai avut câteva, aia cea mai mare. Atunci a dat acest răspuns la această întrebare, care într-adevăr i-a scandalizat pe oameni și care mă gândesc că e o confirmare a tezei că revoluția bolșevică n-a fost o mișcare atât de mult orientată către puterea politică sau puterea economică, ci către ceea ce se vorbea la început, zona mai degrabă spirituală. De asta am și pus întrebarea la început, dacă această carte răspunde la acestea noastră. Și am simțit nevoia. Dacă nu mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt, mai trebuie să vă mulțumesc.